Primăria municipiului Buzău a lansat în dezbatere publică proiectul privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență și ajutoare comunitare. Potrivit documentului, ajutoarele în bani pot fi alocate în situații determinate de o stare precară, cu afecțiuni ce necesită tratamente, protezare sau mijloace ajutătoare care nu sunt asigurate din bugetul asigurărilor sociale, copii și tineri din familii defavorizate cu rezultate bune la învățătură. Persoane și familii cu venituri reduse care nu dispun de resurse suficiente pentru a-și achita datoriile la utilități, întreținere sau chirii, persoane care nu pot beneficia de ajutor de înmormântare, pentru repatrierea corpului insuflețită al persoanei decedate, pentru situații de violență în familie, pentru repararea locuințelor distruse de incendii, calamități naturale, cu tremure, alunecări de teren. Ajutoarele de urgență vor fi acordate de primăria Buzău prin Direcția de Asistență Socială, iar beneficiarii vor trebui să prezinte o cerere însoțită de o serie de documente în funcție de situație, printre care acte de identitate, certificate de ces, dovezi de venit, certificatul de încadrare în grad de handicap, adeverință de student elev, acte medicale doveditoare ale stării de sănătate, dovada plății taxelor și impozitelor pentru anul în curs pentru bunurile mobile și imobile aflate în proprietate. Proiectul poate fi consultat pe pagina de internet a instituției la www.primariabuzau.ro. Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 22 ianuarie 2024, ora 10.